Suntem patru directori de la Tiraspol, Teghina, Bender, Râbnița și Grigoropol. Noi am stat de la început pe baricade, am fost pentru limba română, pentru istoria românilor. Foarte mult doresc ca și în stânga Nistrului să avem condițiile cât de cât mai normale și reintegrarea Republicii Moldova va avea loc doar atunci când pe malul drept nivelul de viață va fi mult mai înalt, oamenii vor primi salarii mai bune, pensii mai bune. Atunci eu sunt crezut că și cei din stânga Nistrului vor veni încoace, n-au încotro, fiindcă de bine nimeni n-a fugit. Eu doresc, foarte mult doresc, ca să ajungem acolo unde e locul nostru. Încă o dată vă spun, acolo unde se vorbește românește, unde este istoria noastră. Deci, fără România, Republica Moldova nu are viitor. Venisem noi cu o stare de suflet, dar sincer să vă spunem că starea noastră de suflet s-a îmbunătățit atunci când am ascultat-o pe doamna Maia Sandu și am auzit lucruri reale pe care s-au spus și aprecieri anume celor care, în primul rând, celor care au luptat pentru independență, celor care au votat pentru independență, în primul rând, au luptat pentru independență și starea noastră de suflet aici s-a îmbunătățit. Noi fiind patru directori ai școlilor cu predare în limba română din Transnistria, cred că pentru noi foarte mult contează lucrul acesta. Și ne dăm seama că oamenii care luptă pentru independență sunt apreciați, urmează toată lumea să-și depună străduința ca cele care sunt intenționate de dumnealor să se facă, să înțelegem că noi fiecare trebuie să ne ducem aportul. Asta este foarte important. De la bun început am luptat pentru această independență, pentru această țară și mi se pare că pentru prima dată de 30 de ani a apărut o speranță că lucrurile se vor îndrepta spre bine. Noi, reprezentanții liceilor din Transnistria, pentru noi lupta încă nu s-a finisat, noi încă suntem pe baricade, luptăm în continuare pentru independență și îmi doresc din suflet ca țara noastră, Republica Moldova, în sfârșit să-și ocupe locul bine meritat în țările dezvoltate, în țările cu o educație civilizată, și copiii noștri să reîntoarcă acasă, copiii care azi învață prin școli să aibă rostul de a rămâne aici acasă. Felicit pe toți cu această frumoasă sărbătoare și să dea Dumnezeu să prețuim și să respectăm acei bravi soldați, ostași care cu 30 de ani în urmă, chiar 30 și ceva de ani în urmă, au început această luptă, au avut curajul să lupte. Să ne mândrim că trăim în Republica Moldova, să putem invita pe orice cetățean al altor țări și să arătăm că Republica Moldova este un stat prosper, este un stat de drept, este un stat unde toți se simt bine și au un nivel de trai decent. Foarte mult mi-aș dori acest lucru.